Carolina, ia spune-mi, care sunt impresiile tale? Ți-a plăcut cum a cântat colega ta, Anelise, din Bacău? Foarte frumos, emoționant. Mulțumesc. Chiar. Succese mai departe, multă Mulțumesc baftă. La fel. Anelise, o să te rog să ne dai câteva detalii despre activitatea ta muzicală, să știe telespectatorii noștri mai multe lucruri despre tine, câți ani ai și așa mai departe. Am 25 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc la fel. Am absolvit liceul de artă din Bacău, la Canto, și de asemenea Universitatea de Arte George Enescu din Iași, secția Canto. Dar ai o pregătire muzicală solidă, am, să spunem. Am 8 ani de zile, destul de solidă. Am predat un an de zile la liceul de artă George Apostol din Bacău, Canto, după care mi-am propus să renunț. Eu îți doresc mult succes în proiectul pe care îl ai, să saluți din partea noastră și colaboratorii tăi. Mulțumesc! Și să te mai rugăm pentru ca edițiile viitoare, când o să ai timp, să vii din nou cu melodii noi. Cum să nu? Desigur, mulțumesc frumos! O să-l rugăm, în timp ce o să vorbesc din nou cu Carolina, să vină lângă noi și pe Vlad Codreanu, tot din Chișinău, venit, dragi telespectatori. Vlad Codreanu o ține într-o veselie de azi dimineață. Bună seara, vă spun tuturor și vă mulțumim mult că ne-ați invitat la această emisiune. Am văzut că ai un repertoriu destul de bogat în zona etno, da? Da. Spune-mi, te rog, cine a făcut orchestrațiile la melodiile tale? Orchestrațiile îl cunoașteți în persoană, deci este Vitali Andrieș. Îi transmitem salutări cu această ocazie. Noi sperăm să fie prezent în fiecare vineri la emisiunea noastră, pentru că vom face prin intermediul televiziunii un schimb de experiență și cu muzica etno din țară, dar și din Moldova de peste Prut. Vitalie, îți mulțumesc mult că ai mereu răbdare cu mine și cu instrumentiștii. Mulțumesc mult și Eugenii Carabut, care îmi face versurile, și mulțumesc foarte mult tuturor care mă susțin și sunt mereu alături de mine. O să te rog, Carolina, că noi tot am stat de vorbă, să ne cânți prima ta melodie pregătită pentru astăzi. Plăcere. Melodia? O melodie foarte frumoasă, se numește Hai Lăutare, muzică, text îmi aparțin și țin foarte mult la această piesă. Că e o seară care se sfârșește, ochii tăi duc.
Continuăm emisiunea noastră direct din platou, aici la televiziunea favorită, televiziunea cântecelor noastre, cu invitați special, cu oameni care au experiență în lumea muzicală și veți vedea despre ce este vorba, pentru că o să o invit lângă mine pe Adriana Apostol din Pașcani. Bine ai venit, dar o să te rog să vii cu un microfon. Colegii o să-ți dea un microfon. Draga mea, bine ai venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc tare mult pentru invitație, pentru că am avut ocazia, iată, să aduc și un strop din orașul nostru, din Pașcani, aici la emisiunea dumneavoastră și mulțumesc și familiei Olăieru, prin care am ajuns astăzi aici la dumneavoastră. Și noi le mulțumim, de altfel familia Olăieru va face deliciul acestei emisiuni, veți vedea despre ce este vorba un pic mai târziu. Dar, draga mea, o să te rog să îmi spui ce melodii ne-ai pregătit. Pentru astăzi am pregătit mai întâi două piese de pe ultimul nostru album. Cel mai recent album. Pentru că, spun al nostru pentru că este lucrat în colaborare cu colegul meu, Cristi Iordăchioaia, și orchestrat de domnul Ion Olăieru și la versuri ne-a ajutat doamna Claudia, iată deci că avem pentru ce să le mulțumim. De pe acest album, două piese, Am un bat de ciobănaș și Au venit toți gospodarii. Iar mai târziu va urma un cântec în duet cu colegul meu. Dragi prieteni, să o ascultăm pe Adriana Apostol din Pașcani.